Bună ziua, cum a dus Hristos a înviat și bine ați venit la Papykitchen. Ce vom face astăzi? Astăzi avem niște spanac cu sos de soia, usturoi și ceapă la sfârșit ca să-i dea gustul la crocant și extraordinar. Am mai pus în el sare, piper, dar o să vedeți video separat. L-am pus la încălzit încetișor așa. Aici am pus la încălzit o tigăiță, adică l-am încins, în care am pus niște ulei cât să se întingă pe fund. Ulei de măsline. Aici avem niște, și polata se numește cârnați de porc bio, bineînțeles, pe care o să-i tot mărând și o să-i pun la prăjit, peste care o să pun două bătute. Nu uitați că suntem la prânz și trebuie să avem rapiditate. Iar alături o să fac niște din bacul tinereții, elixirul vieții. O să iau niște, uitați, niște salată, care este puțin, am luat-o de vreo 3 zile, trebuie să o aleg din nou pentru că această salată e foarte sensibilă și dacă nu mâncăm la timp începe să se ofileze. O să pun niște, peste el niște leuștean, niște țelină, uitați ce leuștean frumos am, lobodă, văd că mai am aici niște foi, uite așa, o să punem și pe ea la salată, iar leuștean. Facem așa cum se numește, o farfurie, un castronel de vitamina C. Foarte puternică, asta o arunc, vedeți, nu mai aleg ce aleg mine. Și aici am niște ierburi de Provence, sariet, estragon și tim se numește asta. Asta o să-l pun la ou, ok? Hai să le pun așa. Într-o parte și, bineînțeles, niște ridichii. Ia uitați, mai întâi o să tai toate astea, după aia o să tai carnea peste tocător ca să să profit de, să nu mai spăl. Ia să vedem ce avem aici. Na, trebuie să o aleg. Pentru cea bună. Uite așa, trebuie să vă spun că în România și oricum majoritatea clipurilor mele sunt foarte, foarte rapide, că mie îmi place mâncarea, adică mâncarea, îmi place să fac mâncare rapid și după cum vedeți vin la 12 acasă și în maxim 30 de minute. O mâncare ca aceasta pe care o fac eu acum este demnă de urmat și înscrisă în cartea recordurilor. Mâncare sănătoasă, ia uitați ce avem aici. Ia uitați toate. Asta o să le tăiem, uite așa. Punem și sarietul ăsta. Perfect, o să mâinile merg, gura merge. Trebuie să meargă amândouă. Salata asta, creață se numește, foi de chêne se numește în franceză. Decât o rupem, pentru că n-are rost să o tăiem. Mai am și pe aici o frunză de varză. O să o pun și pe aici la tocat. Ia uitați, frunzele de țelină. Le punem și pe ele la tocat să ne redinamizăm după amiaza. Așa. Mai alegem de aici frunzele acestea de salată. Da, asta trebuie luată câte puțin și făcută în ziua respectivă. Dacă o lăsăm, cu toate că am ținut-o în bac, ea nu rezistă, așa este. Uitați și varza asta la fel. Iei foaia, trebuie neapărat să o faci aproape 2 zile după, dacă tot ce e după 3 zile e trecut. Uitați, mai am și pe aici tot așa voi proceda la alegere, că avem din belșug. E vremea salatelor, cepei, usturoiului. Mâncați, leușteanul a ieșit, pătrunjelul a ieșit. Vă rog să mâncați din belșug, că dacă faceți lucrul ăsta, o faceți pentru sănătatea voastră. Pentru sănătatea voastră o faceți, nu pentru oameni. Trebuie să mâncăm întotdeauna ce avem în sezon. Ia uitați. Perfectos. Perfectos. Uite așa. Așa. De sezon, de sezon, de sezon. Ok. Mai rămâne încă puțină, dar mâncăm diseară. Restul înapoi la loc. Cum am spus, tot ce e aici tocăm așa destul de finuț. Uite așa. Perfect, o să uitați ce avem aici. Wow, o salată pe cinste. Și acum ridechile. Cum le-am ținut la frigider, nu prea le priesc. De aceea au o culoare așa mai albicioasă. Mâna merge. Uitați, ca să aveți stabilitate, să o tăiați în două. Consumați ridechii, că sunt excelente antioxidante. Foarte puternici, nu uitați că antioxidanții caută radicalii liberi din corp. Radicalii liberi fiind niște inamici care ne mănâncă celule și ne face să ne hodorogim mai repede. Și atunci trebuie să apelăm la ingrediente speciale ca botox, ca fel și fel de produse de astea, nu ingrediente, produse de astea, substanțe care ne ajută să ne facem estetic, dar estetismul aici rezidă. Bun, și avem aici niște ceapă și usturoi. Nu uitați că frunzele le-am... Asta-i usturoi, asta-i usturoi, asta-i ceapă. Frunzele le-am folosit la stufat și astea-s cozile, bulbeștea, pe care o să folosim la salata noastră. Nu uitați să vă spălați pe dinți după aceea, în caz că aveți de lucru cu cu public. Sunt în timp cât 10 minute să pregătesc salata, la care adaug pe cât puțin ulei de măsline și atât. Așa. Deci e necesar să facem mâncare rapidă, una la mână. Pentru că făcând mâncare rapidă, câștigăm mai mult timp pentru alte lucruri. Așa, cârnați ăștia o să-i tai mai mărunți să facă mai repede. Tiga e încinsă. uite așa, acum am terminat cu... Ia uitați. Acum dau focul mai mare. Așa, deci mâncăm mai repede și a doua facem economie, domnilor, de butelie, de gaz, de electricitate. Căci am observat că în România este o reală problemă majoră în familiile cu nivel social mai scăzut. Haide și cu ouăle. Aveți grijă ca în grabă să nu dați pe margine pe aici, că totdeauna când suntem grăbiți dăm și pe lângă. Așa, și facem, ne facem muncă de... Irosim timpul liber. Așa, și deci am observat că pe vacanța care a fost în România, că mulți se plâng că curentul e scump, gazul e scump, dar în afară de căldură iarna, vara folosim foarte mult la mâncărică și câteodată mâncarea o pregătim pe timpul orelor, în ore îndelungate, 3-4 ore, dar în realitate nu avem nevoie de acest lucru. Așa, cârnaciurii cu fără prea multă grăsime s-a făcut, nu ne rămâne decât să punem, uite așa, ouăle acesta și să facem clasic. Niște ouă cu cârnați. Am zis că aici punem niște ulei de măsline. Uite așa, măsline trufată. Nici n-am pus video la, nu știu când o să pun. Și aici avem niște oțet balsamic din struguri. Nu prea îmi place modul ăsta de aplicare, că câteodată se impregnează mai repede în alimente și îi schimbă culoarea. Nu ne rămâne decât să amestecăm ce avem aici. Wow! Bunătate! Așa, perfect, o să nici prea mult, nici prea puțin, sare, atât, restul este dat de gustul natural al verdeților care le avem aici. Ok. Și cum țin la miză în plas, o să facem așa. Am aici niște pâine neagră, care o să pun așa, așa sau așa. Punem cumva artistic, cumva. Uite așa, hop. Ok. Aici o să punem, uite așa, salata cu mâna. Ok. Cealaltă la fel, două felii de pâine, așa mai puse mai în căș, așa. Prima oară salata asta mare, iau cu mâna pentru că să câștig în viteză. Uite așa, și acum vine ridichile și toate cele pe deasupra pentru culoare. Uite așa. Și uite aici, wow, a ieșit o porție extraordinară de salată. Niam. Perfect. Oranjăm puțin, așa. După care, ia uitați ce perfect avem aici. Îmi place de camera asta, adică de telefon, că permite să vadă clar și imperfecțiuni, dar și perfecțiunile. rămânem pe aceasta. Și acum venim, ia uitați, cu spanacul, cu sos de soia. Îl punem așa, uite, așa pe felia de pâine. O lingură acolo și o lingură acolo. Perfectos, wow! Și la asta. Și avem o multiplă farfurie cu 80% vegetale și 20% produse animale. Ok. Și acum omleta asta noastră, ia uitați, clasică, ia uitați, perfectos, wow, parcă n-am mai mâncat de un an de zile. Bun. Ia uitați, aș putea să vă zic, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun la revedere. Și azi nu gust pentru că mănânc cu suția. Wow! Nu uitați, atunci când serviți pe cineva sau un oaspete, le puneți mai mult. Și atunci o veți vedea că mulți vor schimba, nu mănânc atâta, și să schimbă din nou farfurile. Eu totdeauna îi pun la suție mai mult. Să fie sentimentul ăla de satisfacere. Și asta este a mea. Ok? Perfect, o să le fac o fotografie, că culorile sunt extraordinar de frumoase. Păi vă mulțumesc pentru atenție și am mai păcălit o zi. Hristos a înviat și să ne vedem și bine și repede cu drag la Papykitchen. Cele 30 de minute le-am respectat. O farfurie bogată atât în vitamine, minerale, proteine animale. A trecut postul, o dăm pe cărniță. Ciao, ciao! Au revoir!